Stimate domnule președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi vizează un subiect extrem de important, pensiile speciale. Înainte de a începe expunerea mea, vă adresez o întrebare. Cum ați trăit cu o pensie de 15 lei pe lună? Cu siguranță este mai puțin decât a costat micul dejun și cafeaua fiecăruia dintre dumneavoastră în această dimineață. Doar cu acești bănuți o bunică din Alba a trăit în ultimii ani lună de lună. La polul opus, un pensionar de lux în România încasează în fiecare lună aproximativ 15.000 de euro. Aceasta este valoarea celei mai mari pensii speciale aflată în plată. Este de 5.000 de ori mai mare decât pensia bunicii din Alba, despre care vă vorbeam. Unde este echitatea, dragi colegi? Unde este egalitatea în drepturi despre care vorbește Constituția României? Actualul Parlament al României are obligația legală și morală să elimine toate pensiile speciale, astfel încât toți pensionarii români să fie egali în fața statului și să primească pensia după aceleași reguli. Avem obligația față de cei ce ne-au trimis în Parlamentul României să eliminăm privilegiile inechitabile și să tratăm pensionarii cu aceeași unitate de măsură. Și vă rog să începem cu parlamentarii, care nu merită privilegii mai mari față de românul simplu. În prezent, în România avem două sisteme de pensii în funcție de persoane. Marea majoritate a românilor primesc o pensie în funcție de cât au contribuit, pe când o minoritate primește după diverse sisteme de calcul instituite prin le speciale. De ce trebuie să instituim privilegii speciale și nu tratăm toți românii cu aceeași unitate de măsură, dragi colegi? Statul român a plătit în 2020 cu 60% mai mult pentru aceste indemnizații comparativ cu anul 2016. Este vorba despre un efort bugetar de 10 miliarde de lei în 2020, față de aproximativ 6,3 miliarde cât s-au cheltuit în 2016. Uniunea Salvați România a inițiat primul proiect de lege de desfințare a pensiilor speciale. Am avut și avem curajul să vorbim despre această inechitate cu efecte grave în societatea românească. Când am reușit să aprobăm o formă de impozitare a pensiilor speciale, Curtea Constituțională a sărit sapere să aceste privilegii, de ce nu sare să apere sutele de mii de pensionari români care trăiesc lunar cu mai puțin de 150 de euro, cea mai mică pensie din Uniunea Europeană? Vechea clasă politică ne spune acum public că își dorește desfințarea acestor pensii. Însă, în realitate, ele au tot crescut și s-au adăugat noi categorii de pensionari speciali. Am văzut în ultima perioadă colegi parlamentari care duc lupte pe rețelele de socializare împotriva pensiilor speciale. Deși cu ceva vreme în urmă, se grăbeau să voteze cu două mâini. E bine că s-au trezit și acum. Dragi colegi, de la Tribuna Parlamentului României vă rog ca, indiferent de culoarea politică, să facem front comun pentru eliminarea pensiilor speciale și să aducem echitatea între pensionarii români. Pe cei care nu înțeleg de ce trebuie eliminate aceste privilegii, îi invit în Alba, acolo unde o bunicuță trăiește lunar cu 15 lei pe lună. Îi invit să o privească în ochi și să-i spună de ce pentru legiuitori ea valorează mai puțin decât un special? Vă mulțumesc și vă doresc luciditate, astfel încât să votați pentru eliminarea pensiilor speciale. Beniamin Todosiu, deputatul SR Plus de Alba.